Model oficial bacalaureat 2021, tehnologic, test numărul 1. Subiectul 1, roman, materia claselor 9-10. Primul exercițiu. Calculați rația progresiei aritmetice AN, N mai mare sau egal cu 1, în care A3 este 7 și A7 este egal cu 15. Să scriem forma standard în care se prezintă progresia aritmetică, iată, cu acest simbol, A1, A2 și așa mai departe. Vom avea cel puțin două abordări în ce privește determinarea rației acestei progresii. Mai întâi folosind formula termenului general, aceasta este metoda cea mai uzitată într-o astfel de situație, la îndemână pentru toată lumea. Așadar, vom încadra această formulă pe care o vom folosi în prima abordare pe care dorim să vă prezentăm. Conform acestei formule, avem că A3, care este cunoscut, este egal cu A1 plus K minus 1 ori rația, în cazul nostru 3 minus 1 ori rația, adică de 2 ori rația. Analog, A7, celălalt termen cunoscut al progresiei, este egal cu A1 plus 7 minus 1 ori rația, adică de 6 ori rația. Și acum, în aceste două egalități, din a doua relație scădem pe prima, membru cu membru. Obținem în felul acesta faptul că A7 minus A3 este egal cu, scăzând A1 minus A1 se reduc, mai rămâne 6R minus 2R. Rezultă mai departe, A7 minus A3 înseamnă 15 minus 7, deci 15 minus 7, este egal cu 6R minus 2R, 4R. Ceea ce înseamnă că 4R este egal cu 15 minus 7, adică 8. Și de aici, bineînțeles, rația este egală cu 8 supra 4, adică 2. Deci, rezultă, rația este egală cu 2. Spuneam că avem de gând să prezentăm aici două abordări. Iată, din faptul că A3, deci o altă abordare, o altă metodă, din faptul că A3 este egal cu 7 și A7 este egal cu 15, avem o altă proprietate a progresiei aritmetice, conform căreia pentru un număr de termeni consecutive a unei progresii aritmetice, suma a doi termeni este egală cu, egal depărtați de capete, este egal cu suma capetelor. Respectiv, înseamnă că A7, da? A7 plus A3 sau A3 plus A7 este egal cu 7 plus 15 și este egal și cu A4 plus A6. Iar A4 plus A6 în continuare este egal cu de 2 ori A5, căci A5 este media aritmetică între termenii de dinainte și de după el, A4 plus A6. În felul acesta avem faptul că 2A5, deci rezultă de aici că 2A5 este egal cu 7 plus 15, adică rezultă că 2A5 este egal cu 22. Și de aici A5 este egal cu 22 pe 2, adică 11. Și acum, dacă A3 este egal cu 7 și A5 este egal cu 11, urmează că termenul dintre A3 și A5, adică A4, rezultă că A4, va fi egal cu media aritmetică dintre 7 și 11, de 7 plus 11 supra 2. Adică este egal mai departe cu 18 supra 2 egal cu 9. Și în sfârșit, dacă A3 este egal cu 7 și A4 este egal cu 9,
avem deja doi termeni consecutivi, a 3 și a 4, iar diferența lor este tocmai rația, deci rația va fi chiar a 4 minus a 3. Adică a 4 este tocmai, l-am calculat mai sus, 9 minus a 3, care este 7 și este egal cu 2. Deci, din nou, rezultă rația egal cu 2 și am ajuns și așa la același rezultat. Trecem mai departe la exercițiu 2. Se consideră funcția f, definită pe r cu valori în r, dată de legea f de x egal cu 3x minus 5. Determinați mulțimea valorilor reale ale lui x, pentru care f de x mai mare sau egal decât 2f de 1 plus 4. Să rescriem legea măcar prin care este dată funcția. Iată, este vorba de o funcție de gradul 1, iar f de x mai mare sau egal cu 2 ori f de 1 plus 4, pe care o notăm aici cu 1, devine, deci, în cazul acesta, dacă legea funcției este aceasta, atunci 1 este echivalent cu f de x, adică 3x, înlocuim, 3x minus 5, mai mare sau egal decât de 2 ori, f de 1 înseamnă 3 ori 1 minus 5. Deci, de 2 ori, f de 1 înseamnă 3 ori 1 minus 5, plus 4. Continuăm cu calculele, echivalent cu 3x minus 5, mai mare sau egal, 2 ori minus 2, deci aici avem minus 2, este minus 4 plus 4, deci minus 4 plus 4. Echivalent mai departe, 3x minus 5 mai mare sau egal cu 0, rezultă mai departe 3x mai mare sau egal cu 5 și de aici rezultă x mai mare sau egal, sau x aparține lui 5 pe 3 plus infinit. Aici am împărțit cu 3, deci putem scrie, rezultă x mai mare sau egal cu 5 pe 3 și așa această fază intermediară și trecem la exprimarea prin interval 5 pe 3 plus infinit, paranteză dreaptă, pentru că este mai mare sau egal. Deci 5 pe 3 plus infinit este mulțimea în care aparține x, astfel încât inegalitatea 1 să fie satisfăcută. Mai departe, exercițiul 3. Rezolvați în mulțimea numerelor reale ecuația 81 la x egal cu 3. Să rescriem această ecuație rapid. Este vorba de o ecuație exponențială în care, bineînțeles, nu avem condiții de pus, deci domeniul este R. Vom apela la formule cu puteri. Vrem să ajungem la egalitatea două puteri cu aceeași bază. Se cunoaște faptul că 81 este 3 la puterea 4. Deci 3 la puterea 4, totul la puterea x, este egal cu 3. Continuăm. Echivalent cu 3 la puterea, se mulțesc aici exponenții, 4x egal cu 3. 3 aici este la puterea 1, deci rezultă, dacă avem aceeași bază, egalăm exponenții, 4x este egal cu 1 și de aici x egal cu 1 pe 4. Rezultă, să scriem frumos, și mulțimea soluțiilor este mulțimea formată din 1 pe 4. Putem trece mai departe la exercițiul următor, la exercițiul numărul 4. Calculați aranjamente de 6 luate câte 2 supra permutări de 3. Deci, un calcul ce ține de analiză combinatorică, combinatorie, aranjamente de 6 luate câte 2, totul supra permutări de 3. De la început vrem să atragem atenția asupra unei chestiuni de notație. Aranjamente de 6 scriem din nou, luate câte 2, supra permutări de 3 înseamnă 3 factorial, este egal mai departe cu aranjamente de 6 luate câte 2, se cunoaște formula, este 6 ori 5,
deci 6 ori 5, supra 3 factorial, care înseamnă 1 ori 2 ori 3. Egal mai departe, simplificăm cu 2 ori 3, adică cu 6, și obținem 5. Rezultatul pentru exercițiul 4 este 5. Trecem acum la exercițiul 5, problema 5. În reperul cartezian XY se consideră punctele A de coordonate 0, 3, B de coordonate 0, minus 5 și C de coordonate 4, minus 1. Arătați că triunghiul ACB este dreptunghic isoscel. Recomandăm să reprezentăm cele trei puncte, iată, într-un sistem de axe XY, pe care alegem unități cât mai convenabile, da, pe cele două axe. Vom reprezenta cele trei puncte, da, A de coordonate 0, 3, deci punctul A se află chiar pe axa Y, apoi B de coordonate 0, minus 5, se află de asemenea pe axa OY, și punctul C de coordonate minus 1, 4, iată, se află aici, deci punctul C de coordonate 4, minus 1. Să marcăm pe figură acest triunghi, iată triunghiul ACB. Trebuie să demonstrăm că este un triunghi dreptunghic isoscel. Mai întâi să vedem dacă este un triunghi isoscel. Pe asta se poate face calculând laturile AC și BC. Bineînțeles, vom calcula și latura AB. Mai întâi, având în vedere că A este de coordonate 0, 3 și C este de coordonate 4, minus 1, avem o abordare din punctul de vedere al geometriei analitice, putem calcula distanța, deci de aici rezultă, pe formula cunoscută, distanței dintre două puncte care, la care se cunosc coordonatele. Deci rezultă de aici AC este egal cu radical din, da? Ne uităm la coordonate, este minus 1, minus 3, minus 1, minus 3, totul la pătrat, plus 4, minus 0 la pătrat. 4, minus 0 la pătrat. Am folosit fidel formula corespunzătoare a distanței dintre două puncte la care cunoaștem coordonatele. Este egal mai departe cu radical din 4 la pătrat este 16 plus, din nou avem 4 minus 0 la pătrat, aici este 4 minus 0 la pătrat, deci din nou 16. Este egal cu radical din 32 sau 2 ori 16, ceea ce înseamnă 4 radical din 2. Deci 4 radical din 2 este AC. Și acum, având în vedere că B este de coordonate 0, minus 5 și punctul C de coordonate din nou 4, minus 1, vom calcula în același mod și distanța de la B la C. Deci rezultă BC este egal cu, pentru toată lumea, folosim aceeași formulă de calcul a distanței, este minus 1 minus minus 5, adică minus 1 plus 5, totul la pătrat, plus 4 minus 0 la pătrat. 4 minus 0 la pătrat. Din nou este egal cu radical din 16 plus 16. Egal, de asemenea, cu 4 radical din 2. Din 1 și 2, până în prezent, din 1 și 2, rezultă că AC este egal cu BC, rezultă triunghiul ACB. Mai întâi este un triunghi isoscel. Acum, dacă calculăm AB, este egal cu, după
După cum se vede de pe figură, se poate calcula, bineînțeles, și apelând la coordonatele A, respectiv B, să mergem totuși în aceeași logică, atunci vom avea AB este egal cu radical din, este vizat, iată, punctul A de coordonate 0, 3 și punctul B de coordonate 0, minus 5, este minus 5, minus 3, minus 5, minus 3, totul la pătrat, plus 0 la pătrat, 0 minus 0, deci plus 0 la pătrat, egal cu radical din 8 la pătrat, egal cu 8. Deci, AB la pătrat, da, este egal cu 64, iar BC la pătrat plus AC la pătrat este egal cu 4 radical din 2 la pătrat plus 4 radical din 2 la pătrat este egal cu 16 ori 2, 32 plus 32 egal cu 64. De aici rezultă, conform reciprocii teoremei lui Pitagora, anume că BC pătrat plus AC pătrat este egal cu AB pătrat, să scriem acest lucru. Deci rezultă că AB la pătrat este egal cu BC la pătrat plus AC la pătrat, adică rezultă, conform teoremei lui Pitagora, reciprocii teoremei lui Pitagora, rezultă că triunghiul ACB este un triunghi dreptunghic. Și acum, dacă este triunghi isoscel și triunghi dreptunghic în același timp, rezultă, deci, că triunghiul ACB este un triunghi dreptunghic isoscel. Deci am demonstrat atât faptul că AC și BC sunt egale, deci că este un triunghi isoscel, cât și faptul că unghiul din C, da, este un unghi drept, întrucât se respectă reciproca teoremei lui Pitagora. Nu părăsim încă această problemă până nu facem și observația că și un elev de gimnaziu, respectiv care a terminat clasa 7-a, poate rezolva și poate da o demonstrație, o rezolvare pertinentă pentru ACB triunghi dreptunghic isoscel. Iată cum va judeca el. Mai întâi, în dreptul lui minus 1 pe axa Y, va pune în evidență faptul că punctul M de coordonate 0, minus 1 se află la, iată, la 4 unități de A și de asemenea la 4 unități de B, ceea ce înseamnă că M este mijlocul lui AB. Deci M de coordonate 0, minus 1 este egal mijlocul lui AB. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă mai întâi faptul că CM, segmentul acesta, este egal mediană în triunghi. Este mediană. De asemenea, CM, având în vedere că atât M cât și C se află la unitate distanță de axa OX, deci asta înseamnă că MC este latura unui dreptunghi și deci este paralelă cu axa OX. Deci dacă CM este paralelă cu axa OX, înseamnă că CM, suntem într-un sistem de axe rectangular, CM este de asemenea perpendicular pe axa OY, deci CM este egal și înălțime în același triunghi. De aici rezultă, bineînțeles se pot da mai multe explicații, mai detaliat, având în vedere că în triunghiul ACB se poate demonstra ușor că CM este atât mediană, așa cum am scris, cât și înălțime, rezultă mai întâi că triunghiul ACB este un triunghi isoscel. Este o proprietate ce este relevantă pentru triunghiul isoscel. Apoi, având în vedere că și triunghiul AMC, de exemplu, este un triunghi în care AM
este într-un dreptunghic, bineînțeles, în punctul M, de aici, și AMC este un triunghi în care AM are 4 unități, iar MC proiectat pe axa Y de asemenea 4 unități, urmează că AMC este un triunghi dreptunghic isoscel. Deci, având în vedere că triunghiul AMC este dreptunghic isoscel, urmează că unghiul A, da, este de 45 de grade. Cum triunghiul ACB este isoscel și unghiul B este de 45 de grade și, în consecință, ACB este un unghi drept. Deci, atașăm la faptul că dacă AMC este un triunghi dreptunghic isoscel, deci AMC, urmează că, deci rezultă, că măsura lui A, spre exemplu, este egal cu 45 de grade, rezultă, cum spuneam, măsura lui B egal cu 45 de grade, căci triunghiul ACB este isoscel și unghiurile de la bază sunt egale, și de aici rezultă, bineînțeles, că măsura lui ACB, ce ne interesa, este de 90 de grade până la 180, mai rămân 90 de grade. Așadar, triunghiul ACB este isoscel, mai rezultă și faptul că triunghiul ACB este dreptunghic. Deși în această formă, într-o scriere, într-o redactare corespunzătoare unui elev de clasa a 7-a, deci doar prin geometrie sintetică, putem ajunge la aceeași concluzie, anume că triunghiul ACB este dreptunghic isoscel. Și trecem și la ultimul exercițiu. Arătați că tangentă de 60 de grade supra tangentă de 30 de grade ori cosinus de 45 de grade este egal cu radical din 2. Este un exercițiu simplu în care se dorește a se urmări dacă elevul cunoaște valorile funcțiilor trigonometrice la unghiurile particulare. De aceea ne vom ocupa de membrul stâng, deci fracția pe care o vom scrie că este egal mai departe cu tangentă de 60 de grade, este egal cu radical din 3, deci radical din 3, supra cotangentă de 30 de grade este de asemenea radical din 3, ori cosinus de 45 de grade este radical din 2 pe 2. Este egal în continuare, simplificăm cu radical din 3, obținem 2 supra radical din 2, egal cu, pentru toată lumea, 2 de la numărător este radical din 2 la pătrat, supra radical din 2, simplificăm cu radical din 2 și obținem radical din 2. Puteam judeca aici și dacă am fi amplificat cu conjugata. Sub o formă sau alta ajungem la rezultatul scontat. Subiectul 2, roman 1, materia clasei 11-a, matrici determinanți. Se consideră matricele A egal cu 2, 1, minus 3, minus 2 și matricea element neutru de la mulțire, I2 egal cu 1, 0, 0, 1. Și avem următoarele cerințe. La punctul A, o chestiune de calcul, arătați că determinant de A este minus 1. Să pregătim terenul pentru așa ceva, iată determinant de A, egal cu, vom folosi notația specifică determinanților, deci întrebare, toate elementele matricii A, adică 2, 1, minus 3, minus 2. Este egal în continuare, algoritmul de calcul a determinantului de ordinul 2, iată prima diagonală, facem pentru toată lumea, înseamnă 2 ori minus 2, deci pe prima diagonală, luat factorii produsului, 2 ori minus 2, minus cealaltă diagonală, minus 3 ori 1. Este egal în continuare. 2 ori minus 2 este minus 4. Minus 3 ori 1 este minus 3, deci minus minus 3. Egal mai departe cu minus 4. Minus cu minus este plus. Să facem paranteza, deci minus 4 plus 3 egal cu minus 1 și se adeverește, desigur, primul rezultat. Trecem acum la punctul B. Demonstrați că A ori A este egal cu I2. Deci A ori A, ne ocupăm de acest produs, este egal cu matricea mulțită cu ea însăși.
deci 2, 1, minus 3, minus 2, înmulțit cu aceeași matrice, 2, 1, minus 3, minus 2. Și ne ocupăm în cele ce urmează de algoritmul produsului a două matrici. Vom opera prima linie cu prima coloană. 2 ori 2 plus 1 ori minus 3. Deci 4 minus 3 este 1. Primul element este 1. Prima linie operată cu a doua coloană. 2 ori 1 plus 1 ori minus 2. Deci 2 minus 2. 0 este următorul element. Urmează a doua linie cu prima coloană, minus 3 ori 2 plus minus 2 ori minus 3. Minus 3 ori 2 este minus 6, minus 2 ori minus 3 plus 6. Deci minus 6 plus 6, 0 este următorul element. 0. Și în sfârșit, a doua linie cu a doua coloană. Minus 3 ori 1 este minus 3 plus minus 2 ori minus 2. Minus 3 plus 4 este 1. Deci este egal cu I2, adică se adeverește rezultatul scontat la punctul B. Să trecem și la ultimul subpunct, C. Determinați matricea X aparținându-i M2 peste R, astfel încât A ori X minus I2 egal cu 2021 ori A. Să pornim de la această ecuație matricială în care necunoscuta este X, să o scriem sub o altă formă, iată, vom trece I2 în partea dreaptă cu sens schimbat. Deci avem AX egal cu I2 plus 2021 ori A. Cum spuneam, este vorba de o ecuație matricială în care necunoscuta este matricea X. Pentru rezolvarea acestei ecuații ar trebui să găsim matricea inversă matricei A și să amplificăm, să mulțim la stânga această egalitate. Dar facem următoarea observație de la punctul B, deci de la punctul B, anume că A la minus 1 este deja cunoscut, este egal cu A, întrucât A ori A este egal cu I2, iar unicitatea elementului invers ne spune că avem o singură matrice inversă. Deci A este matricea inversă pentru matricea A. Fapt pentru care vom înmulți, iată, la stânga această ecuație cu A, căci A este matricea inversă. Rezultă în felul acesta. Vom avea în primul membru A ori A, adică I2, așa cum am demonstrat la punctul B. Deci rămâne X egal cu A, la stânga, atenție, pe lângă I2, plus 2021A. Continuăm, rezultă mai departe că matricea X este egală cu, înmulțim A cu I2, este matricea A, întrucât I2 este elementul unitate, plus înmulțirea lui A cu 2021A, se va face în felul următor. Scalarul 2021 comută în înmulțire cu orice matrice. Deci putem să scriem în față 2021 A ori A. Din nou, A ori A este de fapt I2 și deci rezultă că matricea X este egală cu A plus 2021 ori I2. Acesta este rezultatul. Eventual putem să și explicităm. Deci matricea X, iată, este egală cu A, care înseamnă 2, 1, minus 3, minus 2, plus 2021 mulțit cu matricea 1, 0, 0, 1, căci aceasta este I2, este 2021, 0, 0, 2021. Putem să scriem egal mai departe.
cu matricea finală, adică 2 plus 2021 înseamnă 2023, 1 plus 0 este 1, minus 3 plus 0 este minus 3 și minus 2 plus 2021 este 2019. Sub această formă sau forma prezentată mai sus, am încheiat și acest exercițiu de la punctul C. Subiectul 2 Roman 2, materia clasei a 12, algebră, legi de compoziție. Pe mulțimea numerelor reale se definește legea de compoziție. X operat cu Y egal cu XY minus 5X minus 5Y plus 30. Prima cerință, de calcul simplu, să arătăm că 5 operat cu 2021 este egal cu 5. Vom scrie acest prim membru, 5 operat cu 2021, iată, este egal cu, vom folosi legea de compoziție, așa cum este dată ea, XY, adică prima parte ori a doua parte, în cazul nostru este 5 ori 2021, minus de 5 ori prima parte, adică ori 5, minus de 5 ori a doua parte, adică ori 2021, și plus 30. Este egal în continuare. Vom efectua aici calculele, observăm însă că 5 ori 2021 se reduce cu minus 5 ori 2021 și mai rămâne minus 5 ori 5, adică minus 25 plus 30. Sau 30 minus 25, care este egal cu 5 și se adeverește în felul acesta primul punct. Punctul B. Demonstrați că x operat cu y are și forma x minus 5 pe lângă y minus 5 plus 5, oricare ar fi xy aparținând lui R. Vom rescrie legea așa cum este dată ea, da? Și vom încerca artificii de calcul pentru a ajunge la forma dată la punctul B. În primii doi vom da factor comun, primii doi termeni, pe x pe lângă y minus 5. Apoi vom scrie minus 5y și avem nevoie de 25 și nu de 30. Deci putem scrie plus 25 plus 5. 25 plus 5 egal 30. Deci am făcut acest lucru ca acum din termenii minus 5y și 25 să dăm factor comun pe minus 5. Deci este egal mai departe cu x pe lângă y minus 5 minus 5, am dat factor comun pe minus 5, atenție, pe lângă y minus 5, plus 5. Și este egal mai departe, acum avem posibilitatea să dăm factor comun pe y minus 5, deci y minus 5, pe lângă x minus 5. Vom scrie în față x minus 5. Și bineînțeles, plus 5. Se adeverește în felul acesta relația de la punctul B. Trecem mai departe la subpunctul C. Determinați numerele întregi M și N pentru care M pătrat compus cu N este egal cu 16. Să ne ocupăm deci de această egalitate pe care o vom scrie detaliat utilizând forma a doua a legii de compoziție. Și anume, M pătrat compus cu N egal cu 16 este echivalent cu, aplicăm legea de compoziție și obținem M pătrat minus 5 pe lângă N minus 5 plus 5 egal cu 16. Apoi ne interesează să avem în membru stâng un produs, este echivalent mai departe cu M pătrat minus 5 pe lângă N minus 5 este egal cu 16 minus 5, 11. Având în vedere că M și N sunt numere întregi, urmează că și M pătrat minus 5 și N minus 5 de asemenea sunt numere întregi. Numere întregi. Ambele paranteze. Ori produsul dintre două numere întregi este 11 doar în următoarele cazuri. Iată, primul caz, să zicem cazul 1,
cazul în care m pătrat minus 5 este egal cu 1 și n minus 5 este egal cu 11. Cazul 2, cazul în care m pătrat minus 5 este egal cu 11 și n minus 5 este egal cu 1. 3, cazul în care m pătrat minus 5 este egal cu minus 1 și n minus 5 este egal cu minus 11. Și în sfârșit, cazul 4, în care m pătrat minus 5 este egal cu minus 11 și n minus 5 este egal cu minus 1. Urmărim fiecare sistem în parte. Din primul rezultă că m pătrat este egal cu 6. Rezultă mai departe m12 este egal cu plus sau minus radical din 6, ceea ce nu aparține lui Z. Înseamnă că pentru situația 1 nu avem soluție, conform cerinței problemei, m și n trebuie să fie numere întregi. De asemenea, la 2, din m pătrat minus 5 egal cu 11, rezultă că m pătrat este egal cu 16. De aici rezultă m12 este egal cu plus minus radical din 16, adică plus minus 4. Din, are rost să mergem mai departe, n minus 5 egal cu 1, rezultă n este egal cu 6. Deci de aici avem două perechi, m egal cu 4 și n egal cu 6, dar și perechea n egal cu minus 4, tot număr întreg, și n egal cu 6. Deci două perechi de numere. Cât privește la 3, de aici rezultă că m pătrat este egal cu 4, minus 5 trece dincolo că s-a schimbat, rezultă mai departe m12 este egal cu plus minus 2, radical din 4, din a doua rezultă n este egal cu minus 11 plus 5, deci minus 6, rezultă în felul acesta încă două perechi, și anume minus 2 minus 6 și perechea minus 6 și perechea 2 minus 6, numere întregi. Și în sfârșit la 4 rezultă din m pătrat minus 5 egal cu minus 11, m pătrat este egal cu minus 6, este de fapt imposibil, nu avem soluții în R, deci imposibil, ceea ce înseamnă că am rămas cu cele 4 perechi. Soluția noastră reprezintă mulțimea perechilor 4, 6, minus 4, 6, minus 2, minus 6 și perechea 2, minus 6. Acesta este răspunsul nostru pentru ultimul subpunct. Subiectul 3, Roman 1, materia clasei 11, analiză matematică. Se consideră funcția f definită pe r cu valori în r, dat de legea f de x egal cu x pătrat minus 8 ori e la x, sau pe lângă e la x. Și avem trei cerințe. Prima cerință, o chestiune de calcul vizând derivata funcției f. Deci f derivat de x, pregătim aici terenul pentru derivare, este egal cu, vom scrie legea funcției, x pătrat minus 8 la x, totul derivat. Este egal cu, avem de derivat un produs. Conform formulei de derivare, f ori g derivat, pentru toată lumea facem, este egal cu prima derivată ori a doua nederivată, plus prima nederivată ori a doua derivată. La noi, f din formula de mai jos este x pătrat minus 8. G este e la x. Deci vom avea x pătrat minus 8 derivat
ori e la x nederivat plus x pătrat minus 8 nederivat, deci x pătrat minus 8 ori e la x derivat. Este egal cu x pătrat minus 8 derivat este x pătrat derivat care e 2x, 8 derivat este 0, deci x pătrat derivat înseamnă 2x ori e la x plus x pătrat minus 8 nederivat, x pătrat minus 8 nederivat, ori e la x derivat este tot e la x. Preferăm acum să dăm factor comun pe e la x. Da, avem această posibilitate. Facem acest lucru și pentru că privim și spre rezultatul la care trebuie să ajungem. E la x este un factor. Deci este e la x pe lângă 2x plus x pătrat minus 8. Este egal mai departe. Este egal cu e la x pe lângă, scriem în ordinea descrescătoare a gradelor, este x pătrat plus 2x minus 8. De aici, ce ne mai rămâne de făcut este să descompunem în factori. Bineînțeles, putem face prin mai multe metode. Am putea, de exemplu, să rezolvăm ecuația atașată, să aflăm rădăcinile și să trecem la descompunerea trinomului de gradul 2 în consecință. Facem totuși cu metode de clasa 8-a descompunerea. Este e la x pe lângă, vom scrie în paranteză x pătrat plus 2x plus 1, apelăm la un artificiu de calcul, minus 9. 1 minus 9 este minus 8. Este egal mai departe, egal cu e la x pe lângă, folosim o paranteză dreaptă, întrucât ideea a fost să folosim aici să construim un binom sumă la pătrat. Este x plus 1, totul la pătrat, minus 9, adică minus 3 la pătrat. Și acum aplicăm formula diferenței de pătrate, este egal cu e la x, pe lângă x plus 1 minus 3, adică x minus 2, pe lângă x plus 1 plus 3, adică pe lângă x plus 4. Și am ajuns în felul acesta, atenție, produsul este comutativ, putem scrie la x la sfârșit, deci x minus 2 pe lângă x plus 4 ori e la x, am demonstrat formula prin care se dă derivata funcției. Trecem acum la punctul B. Calculați limită când x tinde către 2 din f derivat de x supra x minus 2. Deci, limită, avem o limită, când x tinde către 2 din, începem cu linie de fracție, la numărător avem f derivat de x, adică tocmai expresia derivatei, x minus 2, pe lângă x plus 4 ori e la x supra x minus 2. Este egal cu, în această formă, desigur, dacă am înlocuit cu 2, obținem 0 pe 0, dar fracția este de așa manieră dată încât se poate simplifica cu x minus 2 și se elimină în felul acesta cazul de excepție 0 pe 0. Deci să scriem pentru toată lumea, limită când x tinde către 2 din ceea ce ne rămâne, adică x plus 4 pe lângă e la x și acum înlocuim pe x cu 2 și obținem 2 plus 4 pe lângă e la a doua, deci este egal cu 6e pătrat. 6e pătrat este limita de la punctul B. Am debarasat pentru a ne ocupa acum de punctul C. Demonstrați că x pătrat este mai mare sau egal decât 8 minus 4 e la 2 minus x, oricare ar fi x aparținând lui R. Bineînțeles, această inegalitate, autorul, în mod sigur, o cere a fi rezolvată cu ajutorul metodelor de analiză matematică. Atrag atenția că, cu metode de clasele 9-10, această inegalitate este aproape imposibil să se rezolve, deci, sigur, se rezolvă cu metodele
aferente studiului variațional al funcției f. De aceea și începem prin a prezenta tabloul de variație a funcției. Iată, x de la minus infinit la plus infinit. Să vedem ce ne spune tabloul de variație sau variație a funcției. Pe coloana întâi avem x, dar și f derivat de x și funcția a cărei variație trebuie să o studiem. Vom începe prin a urmări rădăcinile derivatei. Iată, f derivat de x egal cu 0 conduce la, având în vedere că derivata este x minus 2 pe lângă x plus 4 ori e la x, să marcăm acest rezultat, sigur că da. Urmează că valorile pentru care derivata se anulează sunt date de cele două paranteze, x minus 2 egal cu 0, care conduce la x1 egal cu 2 și x2 egal cu minus 4, obținut prin egalarea cu 0 a lui x plus 4. Avem aici un produs. Deci 2 și minus 4 le scriem în ordinea lor firească în tabel, la minus 4 și respectiv la 2, derivata se anulează. De asemenea, putem stabili și semnul derivatei, având în vedere că x minus 2 pe lângă x plus 4 este, de fapt, un trinom de gradul al doilea, x pătrat plus 2x minus 8, înseamnă că între rădăcini vom avea semn contrar lui a, al lui x pătrat, deci minus, iar în afară semnul plus. Acesta este semnul derivatei. Vom calcula și comportamentul funcției la minus 4 și la 2. Mai întâi f de minus 4 este egal cu, este vizată, bineînțeles, legea prin care este dată funcția. Vom avea f de minus 4 egal cu minus 4 la pătrat, adică 16, minus 8, ori e la puterea minus 4, egal cu, acum vom începe cu linie de fracție, căci avem o putere cu exponent negativ, e la minus 4, deci e la a patra este la numitor, iar la numărător 16 minus 8, adică deci 16 minus 8, egal cu 8, supra e la puterea a patra. Deci la minus 4, f de minus 4 este 8 supra e la a patra. Mai calculăm și f de 2. F de 2 este egal cu, înlocuim pe x cu 2 și obținem 4 minus 8 ori e pătrat. Este egal cu minus 4 e pătrat. Deci la 2 funcția este minus 4 e pătrat. Vom studia în continuare și comportamentul funcției la minus infinit în această zonă. Aceasta o vom face prin calculul unei limite. Limită când x tinde la minus infinit din legea funcției, deci din f de x, din legea funcției, o scriem rapid. Aceasta este egal cu, dacă aplicăm limită, obținem minus infinit la pătrat infinit minus 8 este infinit, ori e la minus infinit. Ori asta conduce la infinit supra e la infinit, iar avem puteri cu exponent negativ, egal cu infinit supra infinit, adică este excepția. Pentru aceasta revenim asupra limitei și iată, este egal cu limită când x tinde la minus infinit. Vom prefera să scriem x pătrat minus 8 supra e la minus x, pentru că în această ipostază e la minus x, am spus, la minus x, în această ipostază avem x pătrat minus 8 tinde la infinit, iar la numitor avem e la infinit, deci numărătorul tinde la infinit, numitorul tot la infinit, deci este egal în continuare, putem să aplicăm L'Hôpital, suntem într-un caz în care L'Hôpital se poate aplica, regula lui L'Hôpital, este egal deci cu limită când x tinde la minus infinit, din, la numărător avem x pătrat minus 8 derivat, adică 2x, supra minus
e la minus x am derivat conform unei funcții compuse. E la minus x ori minus x derivat, deci minus 1. Este egal în continuare. Din nou este infinit pe infinit. De aceea mai aplicăm încă o dată L'Hôpital și obținem în felul acesta limită când x tinde la minus infinit din 2 supra din nou e la minus x. Este egal cu, acum înlocuim cu minus infinit și obținem 2 supra e la minus minus infinit la infinit egal cu 2 supra infinit, e este supraunitar, deci e la infinit este egal cu infinit și 2 supra infinit este egal cu 0. Așadar, la minus infinit, funcția tinde către 0. Cât privește limita când x tinde la infinit, din aceeași lege a funcției, x pătrat minus 8 pe lângă e la x, pentru a determina comportamentul funcției la plus infinit, calculăm această limită, aceasta este infinit, paranteza tinde la infinit, ori e la infinit, care este infinit, egal cu infinit, aici nu am avut probleme, nu am avut cazuri de excepție. Deci plus infinit. Stabilim acum, desigur, și monotonia funcției. Iată, pe primul interval funcția este crescătoare, apoi descrescătoare la minus 4 e pătrat și din nou crescătoare spre plus infinit. Să vedem acum cum putem să fructificăm aceste date privind variația funcției de pe ultima linie a acestui tabel. În primul rând observăm că minus 4 e pătrat este minimul absolut al acestei funcții. Singura valoare negativă, minus 4 e pătrat este cea mai mică valoare a funcției. Deci asta am obținut noi, deci rezultă că minim de f de x pentru x aparținând lui R este egal cu minus 4 e pătrat, cea mai mică valoare a funcției. Ce înseamnă acest lucru? Din definiția minimului înseamnă că f de x este, iată, mai mare sau egal decât minus 4 e pătrat, bineînțeles, oricare ar fi x din R. N-avem decât acum să dezvoltăm. F de x este x pătrat minus 4 minus 8, pardon, minus 8 pe lângă e la x. Deci x pătrat minus 8 pe lângă e la x este mai mare decât sau egal cu minus 4 e pătrat. Bineînțeles că vom privi tot timpul la inegalitatea la care trebuie să ajungem. Avem în expresia noastră din primul membru pe x pătrat, trebuie cumva să-l eliberăm. Ori acest lucru îl vom face împărțind în ambii membri cu e la x. E la x este o cantitate pozitivă. Dacă împărțim cantitate pozitivă, sensul relației de ordine rămâne neschimbat, deci rezultă în continuare că avem x pătrat minus 8, iată, ca să fim cât mai expliciți, pe lângă e la x. Totul supra e la x este mai mare sau egal decât minus 4 ori e pătrat, da, e pătrat supra e la x. De aici ne va veni și 2 minus x, exponentul de la al doilea termen din membru drept al inegalității la care trebuie să ajungem. Rezultă mai departe, simplificăm desigur cu e la x și obținem x pătrat minus 8 mai mare sau egal decât minus 4 ori e la a doua supra e la x, apelăm din nou la formule cu puteri, este e la puterea 2 minus x, tocmai ceea ce dorește și autorul, și rezultă în final x pătrat mai mare sau egal, trecem pe minus 8 în partea dreaptă cu sens schimbat, 8 minus 4 ori e la 2 minus x, și iată cum am ajuns la această inegalitate demonstrată cu ajutorul, bineînțeles, a studiului variației funcției. Subiectul 3, roman 2, materia clasei a 12, analiză matematică. Integrale, integrala definită. Se consideră funcția f definită pe R mai puțin minus 1 cu valori în R,
Data de legea f de x egal cu x minus 1 supra x plus 1. O primă cerință. Arătați că integrală de la 1 la 2 din f de x ori x plus 1 de x este egal cu 1 pe 2. Să rescriem această integrală definită, iată, de la 1 la 2. Din f de x vom explicita funcția, este x minus 1 supra x plus 1, pe lângă, bineînțeles, x plus 1 de x. Este egal cu, imposibil să nu observăm posibilitatea de a simplifica. Deci am simplificat mai întâi, scriem pentru toată lumea, rămâne integrală de la 1 la 2 dintr-o integrală simplă de x. Primitiva funcției x minus 1 este x pătrat pe 2 minus x, totul de la 1 la 2. Aplicăm Leibniz-Newton, deci este egal cu, înlocuim prima dată cu 2, 2 la a doua supra 2 minus 2, minus, ca să nu greșim, punem aici paranteză, înlocuim cu 1, 1 pe 2, minus 1, egal cu, 2 la a doua supra 2 este 2, minus 2 este 0, deci 0, minus, 1 pe 2 minus 1 este minus 1 pe 2. Cu minus în față, ajungem la 1 pe 2, adică rezultatul scontat. Și acum trecem la punctul B. Arătați că integrală de la 2 la 3 din f de x de x este egal cu 1 plus logarit natural din 9 supra 16. Deci să ne ocupăm de calculul integralei. Integrală de la 2 la 3 din f de x de x, deci chiar din legea funcției, adică x minus 1 supra x plus 1 de x. Este integrală a unei funcții raționale, foarte simplă, de la 2 la 3. Vom aplica un artificiu de calcul vizibil. Vrem să reconstituim numitorul, de aceea scriem la numărător x plus 1 de minus 2. 1 minus 2 este acel minus 1 de la numărător din forma inițială, supra x plus 1 de x. Și acum, bineînțeles, vom desface în două fracții. Deci avem integrală de la 2 la 3, din nou facem pentru toată lumea, din x plus 1 supra x plus 1 minus 2 supra x plus 1 de x. Egal mai departe, egal cu integrală de la 2 la 3 din, o prima integrală este din 1 de x, 1 de x, minus, trecem pe 2 în față, apelăm aici la proprietăți simple ale integralei definite, integrală de la 2 la 3 din 1 supra x plus 1 de x. Deci am avut integrală dintr-o sumă algebrică și integrală din sumă, sau diferență, mă rog, este egal cu suma integralelor. Prima este integrală de la 2 la 3 din 1 de x și a doua este integrală de la 2 la 3 din 2 supra x plus 1, acolo unde 2 l-am trecut în față. Din nou avem primitive foarte simple, al lui 1 este x, deci avem x de la 2 la 3 minus 2 ori integrală de la 2 la 3 din 1 supra x plus 1 de x este, bineînțeles, logarit natural din x plus 1. Ar trebui să scriem din modul de x plus 1, dar dacă x este între 2 și 3, atunci putem scrie paranteză, întrucât x plus 1 este o cantitate pozitivă. De la 2 la 3. Este egal în continuare. Prima este 3 minus 2, minus 2 pe lângă logarit natural din, înlocuim cu 3, 3 plus 1 din 4, minus, înlocuim cu 2, logarit natural din 2, din 3. Este egal mai departe, 3 minus 2, iată, este egal cu 1, minus 2, logarit natural din 4 pe 3. 4 pe 3. Tot timpul va fi vizat aici rezultatul. Deci este egal mai departe. Ne deranjează semnul minus.
Deci este egal cu 1, îl vom introduce la puterea logaritmului, dar mai întâi vom scrie minus logarit natural din 4 pe 3 totul la pătrat, folosim proprietățile ale logaritmilor, trece la exponent 2 din fața logaritmului, egal mai departe 1 minus logarit natural din 16 pe 9 și este egal cu 1 plus, trecem acum și minus, logarit natural din 9 supra 16, întrucât era egal cu 16 pe 9 la puterea minus 1, care e egal cu 9 pe 16. Și în felul acesta am ajuns la rezultatul scontat la punctul B. Am debarasat pentru a face loc și punctului C. Da? Determinați numărul real A mai mare decât 1, astfel încât integrală de la 1 la A din f de x ori f derivat de x de x egal cu 1 pe 8. Să rescriem această integrală așa cum este dată ea și să o calculăm. Este egal mai departe. Este o invitație în forma în care este dată integrala, o invitație la integrarea prin schimbare de variabilă. Cel mai convenabil este să notăm cu t egal cu f de x, de aici dt, în mod formal, este de fapt f derivat de x, de x. Pregătim și schimbarea limitelor de integrare. Pe baza substituției t egal cu f de x, avem următoarele modificări. Dacă x este egal cu 1, deci limita inferioară, atunci rezultă că t este egal cu f de 1. Ori f de 1 este egal cu, legea funcției este f de x egal cu x minus 1 supra x plus 1, deci f de 1 este egal cu 0, ușor se poate calcula. Iar dacă x este egal cu a, atunci rezultă că t este egal cu f de a, respectiv este egal cu următoarea fracție, a minus 1 supra a plus 1. Și acum vom trece la calculul efectiv al integralei noastre cu noua variabilă. Va fi egal cu integrală din f de x, adică din t, iar f derivat de x de x trece în mod formal în dt. Bineînțeles, de la f de 1, adică de la 0, la f de a. Să lăsăm totul sub forma f de a. Este egal în continuare cu t pătrat pe 2, totul de la 0 la f de a, noile limite de integrare. Este egal mai departe, înlocuim cu f de a, deci este egal cu f de a la pătrat supra 2 minus, înlocuim cu 0, este 0. Deci este egal cu 1 supra 2 ori f de a la pătrat. Și acum, dacă ne referim la egalitatea noastră, de unde trebuie să aflăm valorile lui a, atunci să zicem că aceasta este relația 1. Relația 1 este echivalentă în felul acesta cu 1 supra 2 f de a la pătrat egal cu 1 supra 8. Înmulțim cu 2 și rezultă f de a la pătrat egal cu 1 pe 4. Echivalent mai departe, cu f de a este a minus 1 supra a plus 1, acum am explicitat pe f de a, totul la pătrat egal cu 1 pe 4. Rezultă de aici că a minus 1 supra a plus 1 este egal cu plus sau minus radical din 1 pe 4, adică plus minus 1 pe 2. Având în vedere că a este mai mare decât 1, iată condiția din textul problemei, urmează că a minus 1 este pozitiv și deci toată fracția este pozitivă,
Deci rezultă că dintre plus și minus 1 pe 2, acceptat este doar valoarea 1 pe 2. Deci rezultă că a minus 1 supra a plus 1 este egal cu 1 pe 2. Avem o proporție, o ecuație în A, rezultă mai departe de aici că 2a minus 2 este egal cu a plus 1, rezultă mai departe 2a minus a este egal cu 2 plus 1 și de aici rezultă că a, iată, este egal cu 3, rezultatul final.